Ai încercat metoda sparge și fugi? Iată victima noastră nevinovată! Și poc! Plouă! Bella? N-am terminat încă! Ok, acum am terminat! Încă o farsă perfectă între prietene! Măcar e o farsă delicioasă! E timpul pentru niște suc de roșii! Nu mă mai satur de chestia asta! Hei! Nu-mi dai și mie nițel? O secundă! A mai rămas doar puțin! Hei! S-a terminat, vezi? Știu ce ai făcut! Hei, știu cum să mă răzbun pe el! Să înceapă farsa! Ador o ceașcă de cafea! Mai ales cu frișcă! Și multe bombonele! Deo! Wow! Asta e pentru mine? Mm-hmm. Ce drăguț din partea ta! Să te înveți minte, Teo! Ador să calc! Da, tu ești aia! E deja ora 5? Puiul ăsta-i minunat! O să vin la voi zilnic! Mâncarea asta e așa delicioasă! Nu mă simt așa bine! Mult mai ok! E timpul pentru un pui de somn de după amiază! Trebuie să plece! Nici gând! Nu poate să vin aici! Hei! Am o idee! Asta ar trebui să o țină departe pe Betty! Ia e! Du-te să-i deschizi! Ești gata? Să o facem! O să fie așa mișto! Ahem. Ajutor! Sofia? Ce s-a întâmplat? Oh, ales sub picioarele lui Teo? Du-te să-l ajuți pe Teo sus! Mă duc acum! Oh, Doamne! Du-te iar jos! Du-te! Vin acum! Așa? Ai nevoie de ajutor cu picioarele alea? Teo? Nu e amuzant, să știți! E cineva acolo? Chiar am nevoie la baie! Nu știu dacă mă mai pot ține! Nu! Clar n-am putut! Cât de jenant! E timpul pentru hârtia igienică! Ah, bună, Sofia! Pe curând! Ce tupeu are tipul ăsta? Știu! Vrea să ne jucăm jocuri în baie? Dorința lui e poruncă pentru mine! Am făcut mizerie, dar o să merite! Un detaliu important, nu? Hei, mă duc la bucătărie! Ce naiba? E odios! O să vomit! Da! Of! Sofia! Și marele final! Ești bolnavă sau ce? Stai! O să fie epică faza! Pa, pa, mama! Bau! I-am făcut-o, a? Oh, ce înfricoșător! E prea simplu! Știu cum să o sperii cu adevărat! O să fie așa tare! Bau! Aproape că am făcut infarct! Iar te-am păcălit! Teo! E atât de enervant!
S-a zis cu astea? Stai puțin! Știu cum să profit de astea! Teo, du gunoiul, bine? De ce trebuie să o fac eu? Nu o să se aștepte la asta! Mă rog, să zicem că trebuie să o facă cineva! Ce frumos e afară! Wow! Nu! Gunoiul! M-am răzbunat pe tine! Așa! Niște terci de ovăz ca să vă începeți ziua! Ce e asta? Un terci de ovăz lipicios? Hei! Dă-mi și mie de aia! Haide! Împarte cu mine! Nici gând! Ea mea! Vino aici! Vezi bolul ăsta? O să-l umplu cu apă! Se uită? Nu? Bun! Cred că ajunge! Așa! Te uiți? Cam o schemă! Ce rece e! Și acum pasul cel mare! De ce ai făcut asta? Vai de mine! Care dintre voi e făptașa? Cum îți permiți? Dar, poftim, nu eu! N-am făcut-o eu! N-am fost eu! Uite de asta! Nu o să primești ciocolată! Of! Tu ai fost! Felii uriașe de salam! Hă? Ce naiba e chestia asta? Nu, nici culoarea asta nu merge! Glumești? M-a trezit pentru că nu știe cu ce să se îmbrace? Of! Pe cine păcălesc? Nu pot să iau pe asta! Trebuie să găsesc ceva! Ok, da, cred că o să meargă treaba asta! Dă-mi fața aia! O să o sperie maxim! Trebuie să bag capul manechinului în glugă! Stă fix! Așa! Ok, acum să-mi trag ăsta pe picioare! Bun, acum am nevoie de pantalonii de training! O să-mi vină pe cap și pe mâini! Cred că sunt gata să mă bag la loc în pat! Ok, punem pantofii în mâini! Da, aceste detalii finale o să convingă! Ia perna asta și arunc-o în ea! Ce? Ah, n-ai fost tu! Cine se crede să arunce cu perne în mine? Demon, fugi! Vino înapoi! Ah, nu și-au pus alarma! Hei, trebuia să vă treziți! Pleacă, mi-e somn! Trezește-te! A? Ce? Lasă-mă în pace! E groaznic să te trezești! Termină? De ce? Încă doarme? Nu e problema mea! Trezește-te! Haide, e timpul să te ridici din pat! Trezirea, trezirea, trezirea! Doamne, în sfârșit! Nu sunt ceasul tău deșteptător! Gata, e bine? E trează! Ce? Haide, mai dormeam! Mă culc la loc! Bun, se pare că sunt gata! Ce e? Încă doarme? Serios? Ok! E culmea! Avem nevoie de ceva mai puternic! Trezește-te! Poate că merge să o sperii! Nu, talgerele astea trebuie să meargă, nu? Trezirea, trezirea, trezirea! Nu știu ce să fac, nu mai am nicio idee! Un balon? Serios? Nu văd cum ar putea să meargă! M-am prins acum! Ești super deștept! Bun, pe poziții! Ești gata? E timpul să spargem balonul! Sunt fleșcă! Ce-ai făcut? Asta pățești dacă nu te trezești! Stai! Tu ai fost? Acum pot să pictez puțin! Ce zi! Sunt epuizată! Ce ciudată e uneori! Îmi place mult nuanța asta de albastru, e printre preferatele mele! Aoleu, ce naiba! Ce de praf! Ce murdar e pe aici! E murdară pe umăr!
Grace, oprește-te! Încerc să pictezi ceva! Da, dar ai o pată mică aici! Grace, vorbesc serios! Toate arată mai bine când sunt șterse de praf! Gata! Acum arată și mai delicios! Treci în borcan! Trebuie să șterg și rama ferestrei! Aaaa! Mickey! Hei! Acum îi pot curăța și pânza! Tabloul meu! Ce s-a întâmplat? Grace! Șterg covorul! Nu știu nimic! O să fac eu să plătească! Știu și cum! Ia să vedem! E aici? Nu! Se pare că nu e nimeni aici! Am găsit-o! Găleata ei preferată! Ce păcat ar fi dacă s-ar păta cu vopsea albastră! O să aibă parte de o surpriză neplăcută! Trebuie să mă ascund undeva de unde să văd ce urmează! Ce greu e să faci curat! Ia să vedem! Dar mai am puțin și termin de curățat podeaua! Ce naiba! Totul e albastru! Da, te-am păcălit! Mickey! Te prind eu! M-am încălzit de la atâta sport! Vreau un smoothie sănătos! Bună, Grace! Ce de prostine sănătoase mănânci! Dacă spui tu, poftă bună la legume lichide sau ce bei tu acolo! Îmi place mult să mănânc avocado! Conține grăsimi sănătoase! Haide, în blender cu tine! Mai am nevoie și de bunătățile astea! Ce scârbos! Super, e gata! Acum am nevoie de un pahar! Ce răcoritor o să fie! Gata, cred că ăsta mi-ajunge! Mi-a venit o idee bună pentru o farsă! E grețos, dar trebuie să-mi bag degetele în paharul ei! Da, ce nuanță perfectă! Acum am nevoie de telefon! Da! Dacă folosesc opțiunea de ecran verde, pare că nu mai am degete! Oh, nu, Mickey! Am pățit ceva la mână! Poftim? Mâna ta! Oh, wow! Aleșinat! Alo, da, e legat de Mickey! Aleșinat! Da, iar! Da, te poți grăbi, te rog? Ce mult îmi plac băieții îmbrăcați în halat! Ai grijă! Nu te împiedica de Mickey! Stai, ia-i pacienta mea? Da, corect, ea e, acolo jos. Ia să văd ce pot face. Alo, Mickey, trebuie să te trezești. Wow, a venit să mă salveze un prinț în carne și oase. Nu, sunt doar un doctor. Poate te-ai lovit la cap. Vino încoace, hai să te ridicăm. Ce degete are, trebuie să fug. Serios, se pare că până și un doctor se sperie ușor. Grace, ai exagerat de data asta. Ești supărată pentru că nu te-ai gândit tu la asta. Dacă spui tu. Of, ce foame mi-e! Trebuie să găsesc ceva de mâncare. Perfect! Un borcan cu batoane de ciocolată. Nu! Te-ai împiedicat de capcana mea cu fir, fraieră. Au! Ce naiba? O capcană cu fir? Nu-mi vine să cred că a folosit dulciurile pe post de momeală. Știi ce? Cred că trebuie să mă răzbun. Ok, o să întorc farfuria asta de hârtie invers. O să atașez capătul ăsta al firului de centrul farfuriei și apoi o să prind celălalt capăt al firului de una dintre tălpile mele. Apoi am nevoie de momeala dulce. Dacă a funcționat în cazul meu, va funcționa și în cazul ei. Și, ca să verific că funcționează, perfect! Capcana mea e gata! O să mă prefac că sunt atentă la telefon. Dulciuri? Ia să iau și eu un baton! Vai de mine! S-a mișcat cumva? Da, deja a intrat în panică. Poate mi s-a părut. Ai văzut? La ce te referi? Te referi la puterile mele? Fii atentă! Ce vrăjitorie! Am câștigat! Ce petrecere reușită! Te pricep la organizare? Mi-am băut tot sucul. O să mai caut o sticlă. Uite-o! Eram sigură că e pe aici pe undeva. Stai! Ce naiba faci? Ai mâncat tot tortul? Ups! Păi, nu vrei niște sushi în loc de tort? Arată bine, nu crezi? Nu! Sushi nu e la fel de bun ca tortul! Stai! Aia e cumva pastă de wasabi? Dă-o încoace! Pare foarte supărată. Bine, măcar că am mâncat niște tort. Ok, am o brioșă. Și o să folosesc vârful ăsta pentru decorat. O să-l prind direct de pasta de wasabi. Așa, apoi bombonele colorate, evident. Bombonelele colorate te păcălesc mereu. Trebuie să recunosc, arată delicios. Wow, nu cred! Mai aveai prăjituri? Da, am făcut brioșe.
Nu-i așa că arată bine? Da! Și-mi dai și mie una, da? Asta e cea mai frumoasă! În gură cu tine! Ha? Uite ce repede fuge spre chiuvetă! Hei, am adus niște gustări! Poftim! Oh, wow! Mersi, ești cea mai tare! Mor de foame! Poftim? Oare cum mănânc atât de repede? E cam înspăimântător! Nu pot lăsa să-mi ceară din punga mea! O să o termine pe toată! Oh, crema de ciocolată! O să mă ajute! Bun, vino încoace crema de ciocolată! Arăți delicios! O să întind niște cremă pe marginea pungii! Așa, cred că ajunge! O să fie genial! Mmm, ce bune au fost chipsurile alea! Aș mai vrea câteva! Ha, o să iau și câteva chipsuri de la ea! Nu cred! Ia mâna! Ok, bine, m-ai convins! Hai, ia cu încredere! Da, și mai multe chipsuri sunt delicioase! Gustările sărate sunt cele mai bune! Vai de mine, s-a murdărit toată! Stai, ce-am pe față? Și pe mână? E peste tot! Ha, te-am păcălit! Hei, e cremă de ciocolată! Mmm, poftim? Acum își linge mâna! Hei, mai dăm niște chipsuri! Chipsurile merg perfect cu ciocolata! Aoleu, și-a pierdut complet controlul! O să-mi scriu numele pe băutura asta! Așa, acum o să bag în frigider ca să rămână rece! În sfârșit a plecat! Ia să iau băutura! Ce-i asta? O etichetă? De parcă m-ar opri asta! E timpul să-mi astâmpăr setea! Mmm, ce bun e sucul de mere! Ah, delicios! Nu o să afle niciodată că eu i-l-am băut! Aș bea niște suc! Stai puțin! Ce naiba s-a întâmplat? Mi-a băut tot sucul! Ah! O să-mi scriu numele și pe ciocolata asta! Fața supărat o să-i transmită faptul că de data asta vorbesc serios! Gata! Pe asta sigur n-o să mănânce! Oh! Văd că am mai pus ceva în frigider! Da! E o ciocolată! Chiar credea că o să mă sperii de fața asta supărată? Hei! Ce faci? Nu mi-ai văzut bilețelul? Oh! E groaznică! Nu mai suport! Trebuie neapărat să fac ceva! Mmm, ce mai bagă în frigider de data asta? Hei, ce ai acolo? M-ai auzit? Trebuie să fug! Ce față a făcut! A sosit prânzul! Tăiței? Mmm, arată bine! Un pic uscați! îmi dai ketchup-ul? Mersi! Doar ca să fiu sigură! Fiu, nici o farsă aici! Mm-hmm. E super sete azi! Ah, perfect! Fără trucuri, da? Ah, n-aș îndrăzni! Sau poate că da? Aoleu! Ah! Am un geyser de carton aici! Ah! Chestia asta nu se mai termină! Ah! Abia mai pot respira! Uf! Tu ai făcut-o? Uf! Ah, n-a ieșit prea bine! Dar i-a dus Lunei un alt punct! Ura! Curățenia e mai bună când poți dansa! Ah, ziua de curățenie! Lizzie nu e deloc atentă! Am îmbătrânit 10 ani! Of! Așa! Ha? Luna? Mi se pare că aud chestii! Tot neatentă? Perfect! Acum e șansa mea! E aici? Sunt așa agitată! E perfect! Întâi golește recipientul, apoi umple-l cu niște colă albastră! Pare delicioasă, nu? Să începem curățenia! Stai! O aud pe Luna? Acum e momentul! Rapid! E dubios de liniște acolo? E timpul să fac!
Încetişor. Nici nu mă vede. Bau! Lizzie? Știi că aia e o travă, nu? E soluție de curățat geamurile. Sigur o să fiu bine. E doar cola, vezi? Și iar m-ai păcălit. Of! O, da! Ți-am făcut-o! E 3-3! Și egalitate, doamnelor și domnilor! Prietenii care fac farse împreună rămân împreună! Ce să ia? Biscuiți? Oh! Ce bun! Nu sunt pentru mine, totuși. Mă rog, ce-am găsit al meu să fie? Delicioși! Oh, se pare că m-a luat nițelvalul. Ups. Oh, nu mi-e prea bine. O să șterg de aici. Ha? Biscuiții mei speciali! Au dispărut toți? E clar mâna Sofiei. Rozătoare lacomă ce e. Dar și eu pot să intru în jocul ăsta. Se încinge situația în bucătărie. E la fel ca un latte cu soia, nu? Doar că un pic mai sărat. Să-l amestec bine. O, da! Sofia! Ce e? Ți-au plăcut biscuiții mei? A fost doar un accident. Poftim! Ești cel mai tare, Teo! Pleac! Ce naiba e aici? E revoltător! Trebuie să fac un duș! Of! Asta da petrecere! Adio, tocuri! Și acum adevăratul răsfăț! Abia aștept! E și mai bine decât îmi imaginam! Dragostea mea adevărată! Hei, Sofia! Ăla e cadoul de ziua ta? E al meu, ok? Am înțeles, doamne! Ți-am povestit vreodată cum mi-am pierdut eu bicicleta? Eu? A mers de minune! Te scap eu de asta! Știam eu că e ciocolată aici! Desigur! O să le iau și pe astea! Genial! Nu o să mai găsească niciodată cheia! Ia uite-le cum se duc! Și acum să-mi răsplătesc genialitatea! Hei! Hoțule! Baloanele mele! Cum de-au ajuns acolo sus? Sunt atât de sus! Of! Of, bine! Nu ajung la ele? Se pare că avem amândoi ghinion. Poftim! Mă bucur că în sfârșit e prânzul! Toate sunt la locul lor. Salutare! Mănânci de prânză? Ce e în meniu azi? Friptură de vită? E preferata mea! Salut, frate! Pot să mănânc vreodată liniștit? Acum e șansa mea! Vrei ce am eu? Ce e al meu e și al tău atunci! Ce sete mie! Leac! Ceva e în neregulă cu sucul ăsta? Te crezi șmecher, a? Ne mai vedem noi! Ce-i asta? Vai de bine! Ce mi-ai făcut? Îmi vine să vomit! Bun, am întins crema de ciocolată pe portocală. Mickey, vină puțin! Am ceva pentru tine. Serios?
Ok, ok, ține degetul așa și închide ochii. Ok, poftim! Acum poți deschide ochii. Grace, ce mi-ai făcut? Ce film înfricoșător! Scuze, Mickey, m-am speriat foarte tare. Ce naiba, Grace? Acum nu mai am destulă ojă. M-am săturat. Trebuie să fac ceva. Stai puțin, cred că mi-a venit o idee genială. Oh, da, e timpul pentru o farță epică. Hai, luptă-te cu monstrul ăla. Bun, nu-i atent deloc la mine. Am o sticlă de suc și sunt gata de farța asta. Acum o să tor în ea niște gelatină fără arome. Trebuie să pun la loc capacul ca să o agit bine. Trebuie să-l amestec foarte bine. Ok, cred că ajunge. Ok, acum urmează pasul următor. O să-l torn în paiele astea. O să fie genial! Ok, am umplut toate paiele. O să le bag la frigider, ca să se întărească mai repede. Acum urmează partea cea mai grea, așteptarea. Ok, cred că sunt gata. Ia să vedem. Oh, da, s-au întărit și sunt gata. Trebuie să le scot din paie acum. Perfect! Oh, parcă ar fi niște fierbi lungi. O să-i pun în bolul cu chipsuri. Ce frică mi-e! Nu mă mai pot uita! Gata! Am schimbat bolurile și nici măcar n-am observat! Stai puțin! Ce-i asta? Ce-am mâncat? Mănânci viermi? Vreau și eu! Îmi place mult textura asta gumată! Ce buni sunt! Sunt niște viermi delicioși! Ție nu-ți place să mănânci viermi, Grace? Vai de mine! Mickey, ce grețoasă ești! Îmi vine să vomit! Ce zici de rochia asta? Nu știu. Nu-mi stă bine cu nuanțele astea. Vai de mine! Wow! Nici mie nu-mi place rochia asta. Vai de mine, ce jachetă superbă! Ce mult îmi place materialul ăsta! Da, fix asta căutam! Hei, Mickey, dă-i drumul, ea mea! Nu cred, eu am văzut-o prima! Dă-i drumul! Da, am câștigat! E îngrozitoare! Să-și ia sortează cu ochelarii mei preferați! Ce tare se crede! Nu mai contează! Hei, ce avem noi aici? Rămâne între noi, o să te împrumut pentru o farsă! În regulă, am făcut schimb de haine. O să-mi ajustez pălăria și o să o aștept aici. Ce bine arăt cu haina asta. Acum e momentul, o să o ating puțin pe umăr. Ce naiba a fost asta? Puteam să jur că m-a atins cineva pe umăr. Haina asta e genială. Acum sigur am simțit ceva. Care-i faza? Dar nu e nimeni aici, sunt singură. Cred că mi se pare. Funcționează. Trebuie să mai insist. Ce? Nu! Manechinul a prins viață! Trebuie să fug! Păstrează haina! Trebuie să dispar de aici! Da, farsa a fost un succes total! Cartea asta e incredibilă! Nu mă mai pot opri din citit! Vai de mine! Acum? Grace! Trebuie să pleci! Haide, hai odată! Am nevoie de canapea! Pleacă! Nu cred, am ajuns aici prima! Pleacă tu! Mickey, ce enervantă ești! Știu ce pot face! În sfârșit! Ok, acum îmi pot aranja machiajul înainte să ajungă. O să o sperii garantat! Ok, gata, mi-am aranjat buzele. Plantă, am nevoie de colțul ăsta. Ce bine arăt! Mickey, abia așteptam să te văd. Mulțumesc, îmi plac foarte mult. Nu o să-ți vină să crezi ce zi am avut. Ce naiba? Mi s-a părut că am auzit pe cineva strănutând. Poate acum ne putem săruta? Sigur, vreau să te sărut. Salvează-mă, Mickey! Ce n-ai... Grace, ești îngrozitoare! Trebuie să fug de aici! L-ai speriat pe iubitul meu! Ești îngrozitoare! Ce m-am plictisit! Salvată de clopoțel! E timpul pentru o gustare! Mi-am uitat prânzul acasă? Și ce mănânc acum? Ce delicios arată! Eu n-am nicio gustare delicioasă! Hei, vrei ceva de la mine? Ești cea mai tare! Bine că mi-a rămas un sandwich! Ador curcanul! Și eu? Ai două jumătăți, nu?
Ce proaspăt e! Ha, ial! Îți rămân datoare! Mie ce mi-a mai rămas? Are desert? Ce desert? Vrea să mi-l ia și pe ăsta? Aia e cumva cretă? Mă întorc imediat! Îți place zahărul pudră? Știi ce seamănă cu el? Wow, arată perfect! Miroase incredibil! Nici măcar nu trebuie să mă mai rogi! Ia-o pe toată! Și are mult zahăr pudră! Oh! Ha? Ha? Cred că sunt alergică la ceva! Aproape! Ce-a pățit gogoașa asta? E atât de amară! Zâmbește! Poza asta o să devină virală! Desertul ăsta a fost fix ce trebuie! Ce de vase s-au adunat! Majoritatea sunt ale tale! Și eu le-am spălat ieri! Nu, e rândul tău! Piatră, foarfecă, hârtie? Ha! Foarfeca ta e hârtia! Nu-i corect! Nu vreau să le spăl pe toate! Și Bella nu trebuie să facă nimic? Nu cred! E timpul pentru o farsă! Gata? Bella! Mi s-a blocat mâna! Trage de ea! Nu iese! Mă doare rău! Uleiul! Ce idee bună! Toarnă-l în borcan! Așa? Ți-ai scos cumva mâna din borcan? Chiar crezi că m-ai păcălit? Bună, bunica! Ce faci? Ești murdară pe față! Sunt machiată, bunica! Și blugii tăi! Trebuie să te cos! Nu te mișca! Nu! Adolescenții și moda lor ridicolă! Știu, știu! Hei, asta o să-i placă bunicii! Pune niște chip pe un cerc de plastic! Apoi acoperă-l cu lipici alb. După ce l-ai acoperit pe tot, lasă-l la uscat până arată așa. Gata? Sofia? Ce ți-ai făcut la urechi? Tunelurile mele? Piercingurile sunt la modă. Ok, glumeam. Pun pariu că ești ușurată. Jocul ăsta e mai potrivit pentru tine, vezi? Ce bună e cartea asta! Nu mă pot opri din citit! A ce miroase? Miroase urât! Stai! Ce ți-a târnă la spate? Vai, ce grețos! Cum adică? Ce-am la spate? Nu! Îmi vine să vomit! Ia-o de aici! Ha, ce repede poate să fugă! Ce-am mai păgălit-o! Sunt genială! Ia să vedem! Vreau o gustare! Ce e asta? Văd că cineva a lăsat o ciocolată pe masă! Super! Ciocolata asta e delicioasă! Da, așa am auzit și eu! O vreau eu! Nu, e a mea! Dă-o încoace! Eu am găsit-o prima! E a mea! Ha, am luat-o! Ne vedem mai încolo! Nu-mi vine să cred că mi-a luat-o! Dacă aș înlocui ciocolata cu castravetele ăsta murat? Da! Cred că mi-a venit o idee de farsă! O să bag bețișorul ăsta de înghețată în castravete și apoi o să înmoi castravetele murate în ciocolata asta topită! Trebuie să-l acopăr bine ca să fie deghizat! Așa! Acum o să presar niște bomboane colorate pe deasupra! Gata! Și arată chiar bine! Vine înapoi! Hei, ce-ai acolo? Îmi dai și mie una? Nu cred, gustările astea sunt doar pentru mine! Degeaba mă rogi! Ok, bine, ia una dacă insiști! Wow, arată delicios! Stai puțin, e ceva ciudat! E un castravete murat! Am păcălit-o! Oare cât de rău e la gust? Ia să văd! Au făcut o greșeală uriașă! Mai am puțin și trec de nivelul ăsta! Hei, ce faci cu laptopul meu? Dă-mi-l înapoi, acum!
Uite, vezi? Mi-am scris și numele pe el. E al meu. Nu-ți place să împarți? Da, păi tu strici tot ce atingi. Așa că nu mai pune mâna pe lucrurile mele. Mi-ai stricat tot cheful. Uite! Lasă că învăț eu, minte. Am nevoie de o foaie de hârtie și de un pistol cu lipici fierbinte galben. Și acum o să pun un pahar în lipici și o să-l las la uscat. Gata, s-a uscat și îl pot folosi pentru a face o farsă. Așa, o să-l pun peste prețiosul laptop. Oh, vine înapoi! Oh, nu! Laptopul meu! S-a vărsat suc pe el! Ce facem? Ce pot să fac? Ok, poate pot să-l șterg cu un șervețel. Stai puțin! Ce e asta? Nu e un pahar de suc vărsat, nici măcar nu e lichid. Serios? Nu-mi vine să cred că m-ai păcălit cu așa ceva. E una dintre cele mai reușite farse marcă proprie, părerea mea. Ce tare a fost! A funcționat perfect! Am râs atât de mult la faza aia din episod. Și eu! A fost atât de amuzant! Hei! Îmi dai și mie o gură? Sigur, poftim! A fost delicios! Ok, trebuie să plec! Ce naiba, l-a băut pe tot! Asta e! Ce tare e clipul ăsta de pe TikTok! Hei, îmi dai și mie o gură din sucul tău? Păi da, bine! Serios? Iar? Mi-a băut tot sucul! Mersi mult! Wow! Ce vreme perfect avem azi! Hei, dă-mi și mie puțin suc! Poftim? Nu, nu vreau! Hei! Nu-mi vine să cred că ai făcut asta! E îngrozit! Ia stai puțin! Cred că tocmai mi-a venit o idee genială! O să am nevoie de niște bomboane mentolate! Și de niște ață dentară! Nu prea multă, bucățica asta ajunge! O să o bag în ac! Așa, și o să o bag prin bomboana mentolată! Perfect! Apoi trec la pașii următori! Am pregătit o sticlă de suc! O să suspend bomboana mentolată de gura sticlei, având capacul pus! Perfect! Ține pe loc bomboana! Hei, ce faci? Ce bine arată sucul ăla! Și mi-e cam sete! Asta? Vrei și tu? Poftim! Super, mersi! Da, a explodat ca un vulcan dulce! Ce s-a întâmplat? Ești plină de suc! Nu-mi vine să cred că mi-ai făcut asta! Asta o să învețe minte! Vai de mine, vai de mine, ce înfricoșător e! Hei, la ce te uiți? Un film de groază! Gata, acum e mai bine! Ce naiba? Vreau să văd filmul ăsta! Serios? Schimbă canalul! E o tâmpenie și e în reluare! Am spus că vreau să văd filmul ăsta! Ce naiba? De ce tot dai pe reluarea asta? De aia, pentru că m-am așezat prima pe canapea! Mi s-a terminat sucul! O să mai aduc o sticlă! Stai! O să iau și telecomanda! Serios? Nu lua și telecomanda? Nu-mi vine să cred că nu mă lasă să mă uit la altceva! Chiar dacă a plecat din cameră, o să-i mănânc popcornul atunci! De fapt... cred că ar trebui să-i fac o farsă! Ok, trebuie să mut masa asta de aici și o să o înlocuiesc cu două capre și niște carton! Apoi o să decupez un cerc în mijloc! Ok, acum o să acopăr cartonul cu față de masă. Așa nu se mai vede gaura. O să decupez materialul cu o foarfecă. Și acum am nevoie de bolul ăsta fals de popcorn. Acum o să torn înăuntru popcorn. Ce mult e! Nu, se întoarce! Trebuie să mă așez strategic. Fiu, așa mai vii de acasă. Mi-era așa de sete. Nu cred! Ce bol uriaș cu popcorn. Ia să gust și eu. Ce naiba e aici? Ia să arunc un ochi. Un cap! Un cap în popcorn! Dacă îi place atât de mult să se sperie, i-am dat o mână de ajutor! E atât de greu să te antrenezi! Trebuie să beau ceva! Hei, ai ceva de băut? Îmi dai și mie? Am o idee grozavă de farsă! Uite, o să deșurubesc capacul sticlei mele! Poftim! Apă, fix ce mi-ai cerut! Mersi mult! Ce? O să mă răzbun pentru asta! Ce naiba? Și returile mele? Crezi că ești singura care poate să facă o farsă? Nu prea cred! Ești gata, domnule Urs? Să mergem! Să înceapă petrecerea! Vai! De ce e atât de întunecat aici?
Am venit după sufletul tău. Trebuie să aprind lumina! Surpriză! La mulți ani! Te-am băgălit! Stați așa! Toată chestia asta a fost pentru mine? Da, mi-ați făcut-o! Azi e ziua pe care am așteptat-o, ziua lui Ashley. Acum e momentul să mă răzbun pentru sperietura trasă de ziua mea. O să regrete că din cauza ei am făcut pipi pe mine. Am nevoie de panglica asta și de asta, dar și de mai multă chestie de asta. Bun, arată grozav, e timpul să o facem. Hei, îmi deschizi tu ușa? Exact, deschid eu. Nu o să te bănuiască pe tine? Bună! Ai ajuns mai devreme la petrecere? Mersi mult că ai venit! Hei, e gata? Ok! Cine ar putea fi? Ai dreptate, ar trebui să mă duc să deschid. Vai de mine! E un cadou imens afară! E pentru mine? Abia aștept să văd ce e în el! Asta e pentru tine! Uf! Poftim? De ce? M-am răzbunat pentru că m-ai făcut să-mi iut pantalonii de ziua mea. Ok, ultimele detalii sunt la fel de importante. Ar merge orice fruct, dar cele albastre și cele roșii sunt frumoase. Oh, ce face ea acolo? Se pare că face un tort pentru TikTok. Trebuie să-mi pregătesc urmăritorii. Salutare tuturor! Dar nu faceți gălăgie și priviți! Sunteți gata? 1, 2, 3! I-am distrus întregul tort! Oh, nu! Ne-a prins! E timpul să o ștergem de aici! Oh, tocmai? Ce? Tortul meu! Poate că merge să-i întesc tot capul în borcanul ăsta! Stai! Am o idee mai bună! O să bag borcanul ăsta mare în frigider! E gata! Și sigur o să-și dorească să nu fi distrus vreodată tortul! Bun, sunt pe poziții și farsa e aranjată. Telefonul meu e pregătit. Vine în bucătărie. Uitați-o, se îndreaptă spre frigider. Să vedem. Poftim? Ce-i ăla? Un cap într-un borcan! Exact! Ți-a plăcut farsa noastră? Fă-le cu mâna urmăritorilor mei. Uitați ce repede fuge. Ce ușor am păcălit-o. Aha. Serios? Nu mi-a venit să cred ce mare era? Stai, ești atentă? La ce te uiți? Hai măi, lasă chestia asta, nici măcar nu e nouă. Of, acum iar trebuie să ascult povestea cu pizza. Ah, asta e partea în care vorbește despre dimensiunea salamului. Ce naiba? A dormit în mijlocul poveștii mele? Nu pot să cred, ce urât! Stai puțin, cred că mi-a venit o idee. Sigur o să fie super! Bun, ești gata? Pentru că eu am o lămâie! Fix în gura ei! Vai de mine! Uite ce de suc! Doamne, ce acru! Wow, ce nasol! Oare ce s-o fi întâmplat? Îți bați joc de mine? Văd că ai o lămâie în mână! O să vă spun un secret despre cum să folosiți aplicația asta. Oh. Uite! Am popituri! Unul pentru fiecare! Nu! Pleacă! Filmez! Nu face decât să-și filmeze TikTok-urile și voi la fel! Ah, ok, a plecat! Hai să luăm de la capăt! Gah, ce faci? Uite! Mi-am adus materialele pentru pictură! Scuze că tot face asta! Pleacă! Nu vrea niciodată să facă ceva cu mine! Hei, știu ce pot să fac! O farsă! Și de aia... Urechi de iepuraș! Salutare tuturor! Pe bune că trebuie să pleci imediat! Uși! Oh, ce-i ăsta? Știu, e un laser! Țac-țac! Ăsta sigur o să meargă de data asta! Ha? Ce-i chestia aia? Am ceva pe față? Stai puțin! Ieși! Opa! Ce tare a urlat! Cred că vorbește serios de data asta!
De ce mă mai chinui? Mi-a stricat toată filmarea! Stai! Te uitai la mâna mea? Adică la aia falsă? Știu la ce te gândești! Ce treabă isteață! Cred că am enervat-o cu laserul. Dar asta înseamnă că am nevoie de ceva și mai mare de data asta. Bună! Ups, am deschis ușa greșită. Nu fac nimic rău, o să plec. Mână? Mâna ei! Da, a mers fix cum ai zis. I-am stropit mâna! Se pare că nu o să se mai întoarcă prea curând. Și am zis, nu se poate, dar apoi mi-am dat seama că glumea. Ea chiar vorbește la telefon? Luna? Vorbesc la telefon, doamne! Nu scapă ea ușor! Ești lipită de telefonul tău și acum ești lipită și de masă! Epic! Să mă întorc acolo sus! Hei! Ce e? Încă un minut! Ia masa cu ea! Și prânzul nostru! Uite ce dezastru cumplit! e așa de jenant! Să te înveți minte să nu mai stai la telefon! Bună treabă, Lizzie! Te afli la conducere! Ciocolata dublă e ce trebuie! Cine are nevoie de o lingură, nu? De fapt, asta arată ca ceva destul de cunoscut! E timpul pentru farse! Care-i chestia care scârbește pe toată lumea? Caca făcut de animalul tău, evident! Uite ce ai făcut, micuțule! Ai o litieră cu un motiv! Scena e pregătită! Ce s-a întâmplat? Ești ok? Vezi asta? Of! Cred că o să vomit! Hai să curățăm! Of, se mai întâmplă accidente! Ia-l pe ăsta! Clar e scârbos, nu? Bucata asta e imensă! Ce bun! Luna, mănânci caca? Nu pot să mă uit! Să nu vomit! Doamne, de ce faci asta? Locul preferat al oricărui mâncăcios! Supermarketul! Cum decidem ce să luăm? Am o listă! Se poate să mă fi luat valul! Hai să ne împărțim treaba! Bine! Unde e laptele? Scuze! Brânză, lapte, ouă... Vai! Sunt împiedicată! Nu s-a vărsat nimic, nu? Stai puțin! Am o idee! Încă niște chestii aici! Ce-a mai rămas? Cereale pentru micul dejun? Pe care să le iau? Ale arată bine! Ești sigură, micuțo? Știi că vrei ciocolată? Te rog, nu mă răni! Mai am atâtea motive de trăit! Luna! Cum de știi numele? Tu ești Lizzie? Vrei să ne jucăm? Se face! Chiar a picat în plasă, ha? Surpriză! Ce s-a întâmplat? Am speriat-o de moarte? La țintă! A fost prea simplu! Lizzie? Bravo, fetelor! Luna e la conducere! Să împarți mâncarea e o scuză grozavă pentru o conversație bună! Mișto! Hei, vezi cum ții chestia aia? Nu! Feriți-vă și ascundeți-vă! Sosesc stropii de înghețată! Uf! Luna! Uite ce ai făcut!
Scuze, vorbesc cu mâinile. S-a zis cu ținuta mea nouă. Cred că aș putea să o curăț. Sau aș putea să mă distrez nițel mai întâi. Iau un săpun și pune-l pe un bețișor de înghețată. Topește niște bănuți de ciocolată. Apoi treci la înmuiat. Vei să fie toată acoperită? Pare reală, nu? A, Luna? Care-o fi care? Nici nu-mi dau seama. Poftim, dragă! Mersi! Ce aromă e asta? Bleah! E oribilă! Oh, dispar de pe limba mea! A fost haios! A mea e reală, totuși! Și sunt la egalitate! Ah, scuze! Trebuie să ajung la blat! Dacă zici tu, ai văzut mema asta? Ce trăznită e! Nu vede că sunt ocupată? Of, am obosit deja! Îmi speli și mie asta, te rog! Nu se gândește deloc la mine! Ia stai așa, o învăț eu minte! Am nevoie de niște sfoară! O să leg sticlele între ele! Așa! Bella! Ce bine că ai venit! Poți să-ți iei astea? Ah, și încă ceva! Ha? Când sucul cade, făina zboară! Ce amuzant a fost! Ha? Ciu! Cineva are nevoie de un duș! O dimineață de duminică obișnuită acasă! Alesul inimii mele! Surioară? Ce vrei? De ce nu te joci cu mine? Inorogul meu! El o să se joace cu mine! Oh, e prea sus! Nu, ajung! Hei, surioară! Nu mă lași deloc în pace! Vrei ăsta? Ești prea mică de înălțime! Asta e! Sunt prea mică? Lasă că-i arăt eu! Nu-s prea scundă ca să iau astea! Ursulețul ăsta e plin de umplutură! Și e fix ce-mi trebuie! Am terminat! Mi-am făcut o soră geamănă! Nu-i nimic! Poți lua tenisii mei! Cred că purtăm aceeași mărime! Așa! Ce greu e! La pământ cu tine! Da! Ce s-a auzit? Bella? Oh, a murit? E doar vina mea! Și acum am pierdut-o pentru totdeauna! Oh, chiar mă iubește! Hei, soro! Ce bine că n-ai pățit nimic! O să mă joc cu tine cât de mult vrei! Mulțumim pentru vizită! La revedere! Ce zi plină! Ce de lucruri! Și o singură angajată! Cine-i fraier să plătească? Pot să vă ajut? Vă place colierul ăsta? De fapt, doar îl admiram! Ah, da? Primim doar clienți care plătesc! Știu cum să o pun la punct! Nu e nimeni în magazin? Atunci e timpul pentru shopping! Ador bijuteriile gratuite! Pantofi roșii și o poșetă asortată! Ce altceva? Hapciu! Manechinul? Ah, da! Hei! Ce ciudat! E cumva viu? Îmi pare rău, poftim! Și să nu te mai întorci! Mai am de făcut un ochi! Mama!
El e Chris! Alt iubit? Mersi, dragule! Bun venit în casa mea! Ok, ajunge! E loc, te rog! Ce tare e casa ta! Ce mult îl iubesc! Nu sub acoperișul meu! Oh, mult mai bine! V-ați ținut destul de mâini? Se apropie cam mult! Suc proaspăt! Ce sincronizare proastă ai, mama! Oh, ce păcat! Nu-ți plac regulile mele? Bine, plec atunci! Fetița mea nu mai are nevoie de mine! Ce trist! Alo? Eu sunt! Da, sigur! Am mușcat dintr-un cățel de usturoi? Trebuie să închid! Bingo! Dacă îl tai felii în cap într-o căpșună! Și nimeni nu o să-și dea seama! Perfect! O gustare sănătoasă? M-am gândit că vi s-a făcut foame! Nu, nu! Invitații primii? Mersi! Chiar o să gust una! Poftă bună, scumpule! Interesant! N-am mai mâncat niciodată așa fructe! Poftă bună! Pa, mama! În sfârșit am rămas singuri! A ce miroase! Ce grețos! Am mai câștigat un punct!